Gheorghe și Roxana, cea care a fugit cu fratele lui Gheorghe după ce a părăsit cei trei copii, sunt în direct cu noi acum. Roxana, totuși, da, când ai părăsit copiii, că nu, adică nu pot să nu găsesc alt termen mai frumos să zic, i-ai părăsit. De ce ai despărțit? Ai lăsat unul la niște rude și alți doi frați la alte rude. Adică la tatăl lor nu erau bine îngrijiți dacă rămâneau, că măcar erau în casa în care au crescut și cu tatăl pe care îl cunoșteau. Aici n-am înțeles că am lăsat unul, doi la o casă și unul la o casă. Eu n-am înțeles aici, că eu n-am lăsat niciunul la o casă. Că... Dar unde i-ai lăsat tu? Ascultați-mă, când i-am luat pe toți trei, i-am luat pe toți trei după mine. Așa. Și băiatul la mare, n-a vrut să mai stai cu mine și a zis că vrea la taică-su. Și a taică-su, i-am dat băiatul la mare și el lansă doi, a rămas cu mine. Aha, că și unde sunt acum ceilalți doi? Da, la taică-su. A, nu, dar... Unde până, ai lăsat? Unde ai lăsat tu până să ia taică-su să-i recupereze? A, da, el nu i-am lăsat. Unde? La, nu știu cum să zice acolo. Cum o ți zice? La Selnica. La cine, la o rudă? Nu, la o unaș, la o prietenă, la mea. Bun. Și cum a ajuns tatăl în posesia copiilor? Adică cum a reușit să ia? Că practic cu ei a abandonat la niște străini. Am sunat la primărie și i-am zis, doamnă, vezi că am plecat pe Spania, pentru că dumneavoastră n-a vrut să-mi dați nimica la mână ca să lăs copiii. Taică-su n-a vrut să iei, a zis că nu-i trebuie copil, pentru că taică-su ăla, tataie-su, socul, cum ai venit, a zis că lui nu-i trebuie copii în curte. Când m-am zis că l-am lăsat primărie. Acces direct. A spus că eu nu ia copiii cu mine, nu ia copiii pentru că nu îmi scușează de taică-su acolo, că tata nu îi vrea. Și azi dacă nu îi vrea, iau înapoi cu mine. Da, și... totuși copiii sunt acum acasă la Gheorghe, adică probabil că Gheorghe cu cine stă în casă? Nu vroia tata, nu vroia tata copiii. Tata mi-a spus să mă gonească pe mine din curte decât să ia copiii ăștia statul sau să plece copiii ăștia din curte. Copiii ăștia de când a plecat ea, copiii ăștia doarme cu tata, nu doarme cu mine. Da, și apropo cu banii, că am auzit că a spus că eu nu-i trimit bani, că nu le-am trimis pachete. Eu am dovezi la mână că le-am trimis bani și pachete. Dar tu ai vreo relație cu copiii tăi? Adică îi suni, vorbești cu ei? Ce le spui tu copilor tăi când te întreabă mami unde ești și când vii acasă? Ascultați, mie nu-mi dă copiii să vorbesc cu ei. Doar când mă rog de el atâta. Și când, dacă se-mi bată, doar asta mă amenință, că dacă vine în România, că trebuia să mă duc acum în România, am judecata. Și el mi-a zis, dacă vin în România, nu contează că-i poliție, că-i primărie, că-i judecător, eu te omor pe loc. Bun, asta este o amenințare cu moartea și tu știi foarte bine ce ai de făcut, da? Există, repet, sesizări la poliție, există 112. Eu te întreb pe tine așa. Ce dar nu, întrebați-o, scuzați-mă, vă rog frumos, întrebați-o, cum vorbește fata ei sau copiii ei cu ea când vorbește? Cum o face pe ea? Păi dacă tu îi alienezi parental, da, și tu le vorbești de mama în cele mai urâte cuvinte, normal că așa o să zică și copiii, Gheorghe. Indiferent care-i relația dintre voi, indiferent ce simți tu pentru această femeie, copiii tăi... Deci eu nu vreau, mai vreau relații, exact ce nu mai vreau în viața mea, nu vreau să... Eu oricum îi sterg conturi, îi sterg tot. Mie să-mi dea dreptul lui alocația, primăria mie de 7 luni de zile, mie nu-mi dă alocația la copii. Bun, dar acum în cazul de față se impune o scrisoare către DGASPC și statul român să intervină, pentru că nu se poate să... Este un haos acolo, să ne înțelegem. Copiii ăștia, da, trebuie să crească... Am hârtia la stai mână pic, care domnule, doamna stai, stai o secundă. Deci faceți cumva toți trei, că acum sunteți toți trei implicați, și fratele, și cu tine, și cu această doamnă, faceți o solicitare către DGASPC ca să vă ajute și să stabilizeze puțin copiii, să se hotărească unde merg, unde vor sta, care e rolul tău ca tată, care e rolul de mamă. Păi ce faceți voi între, că nu se poate. Vor rămâne aici copiii din moment ce, da, mama este în Spania. Da. Dar haideți, faceți o cerere și mergeți la DGASPC să vă ajute, pentru că nu faceți altceva decât să-i alinați și va fi mai rău pentru copiii ăștia. Cum vă faceți voi mezamplasul cu că sunteți trei acum, asta e treaba voastră până la urmă. Așa există tot toată educația și ce aveți acolo, dar n-aveți voie să vă bateți joc de copiii ăștia. Da, deci treceți la treabă pe forma ta de educație și de relaxare. Iar, Gheorghe, eu aș vrea să știu dacă tu ai amenințat-o cu moartea pe Roxana. Nu,
copiii ăștia nu poate să plece din curte, chiar că nu pot să plec la muncă, sau că nu fac, sau că nu drept, ea n-are cum să-mi ia copiii. Că ea știe destul de bine cât m-am chinuit cu copiii ăștia de o formă de carne, ca să-mi abandonez eu copiii sau să-mi las copiii. Da, eu n-am eu cred că vrea să-ți ia, că dacă da. Vrea să-ți ia, îi păstra de la bun început, nu-i arunca pe nu știu unde. Corect, și uita și adresa, și înghițea și cheia. Copiii mi-a dat în lege, mi-a dat statul. Dacă ea, cum a spus, de ce nu vorbește acum? Mă face drogat, mă face bețiv, da, da, dar 15 ani de zile, de ce n-a spus că sunt drogat sau sunt bețiv? Eu cred că ai amenințat-o cu moartea și ar fi bine să te oprești. Poate să facă plângere la poliție și copiii ăia rămân și fără tată. Da, exact. Da, să demonstreze cu fapte. Păi eu am dovezi, am hârtii, am vocale. Da, că o înjur. Puneți-vă dumneavoastră în situația mea. Nu trebuie să o înjur. Cum pot să vorbesc acum? Să mă pun în genunchi să-i spun e clar că acolo, bravo ce ai făcut, acolo, Roxana. Din punctul meu de vedere, nu cred că ei se vor mai putea împăca, mai ales după ce i-a făcut. Acolo el trăiește o traumă. Deci Gheorghe, nu știu când, în cât timp își poate reveni. La ce traiectorie a luat? Sunteți cu toții specialiști în domeniu. Haideți să-l și sfătuim ce urmează să facă. Probabil că nici nu doarme noaptea la ce i s-a întâmplat. Chiar nu mai știu să mai jude. Vă gândiți că eu în fiecare dimineață duc copii la școală. Îl iau pe la micul după mine, că cum simte că se trezește unul altul, trebuie să-l iau și după el. La ora 7 trebuie să-l iau și pe ăla după mine târâși. Tocmai ea știe să postează. De ce nu o întreba? De ce are tatuajul cu fratele? De ce n-a stat lângă copiii? Nu că spune acum că am bătut-o, că am făcut, că am drept. În 15 ani de zile, de ce n-a făcut treaba asta până să nu vină fratele de la pușcărie, doamnă? Este clar că acolo a fost o relație. Ea a recunoscut că a fost prima care a făcut primul pas către fratele tău. Nu are rost să te mai gândești de ce, cum și în ce fel a făcut-o. Asta este chinul tău, dacă îți continui gândirea în felul acesta. Tu trebuie să te gândești că principalul tău rol și, cum să zic, scopul tău de acum încolo sunt acești copii de care trebuie să ai grijă, trebuie să fii sănătos, trebuie să fii întotdeauna clar la minte. Adică da. Nu beau acum o sticlă de vin, copiii nu știu ce fac. Tu trebuie să dovedești că ești tatăl responsabil. Am demonstrat și... de 7 luni de zile și nu de 7 luni de zile, nu, de atâți ani de zile să intrați pe Facebook-ul meu, să intrați, să spunați lumea, să vă spune lumea, să vă spună lumea. Ascultă-mă, ăsta trebuie să fie felul tău de a fi de acum încolo. Pentru ca acești copii să perceapă că ei sunt pe mâini bune, că ei au fost iubiți și sunt iubiți, înțelegi? Relația cu femeia, cu mama copiilor, poate trebuie să o ai în condiții bune și în termeni cât de cât civilizați pentru copii. Pentru că altfel, indiferent dacă tu vei începe să ponegrești această femeie în fața copiilor, copiii se simt rușinați ei, vinovați ei și ei zic așa, dacă tata nu iubește sau nu suportă pe mama, înseamnă că nici noi nu suntem iubiți de el. Asta e gândirea unui copil pentru că ei provin din cei doi părinți. Ei se identifică și cu tine și cu mama. O avem la telefon pe Mariana. E o vecină sau în orice caz, o cunoștință care știe toată situația și ce s-a întâmplat cu copiii. Bună seara, Mariana! Bună seara, doamnă! Doamna Mariana, ce s-a întâmplat în această familie? Ce s-a întâmplat cu copiii? Unde au fost lăsați copiii? Ce știți? Doamnă, eu când a plecat fata asta, m-am găsit cu ea în autobuz. Eu veneam de la Petești, ea mergea cu copiii și cu încă cineva. Nu l-am cunoscut, nu știam cine este, nu-l mai văzusem pe băiatul ăsta, dar după figura. Așa mi-am dat seama că e fratele băiatului ăsta. Am zis că merge undeva la Fetești să facă târguiel. Când am ajuns în sat, acasă, am auzit ce se întâmplase și chiar am vorbit. Zic, cum că acum era în autobuz cu copiii, cu asta? Zic, da, era cu toți copiii. Eu nu știu situația lor clară din casă, dar eu pe băiatul ăsta nu l-am văzut piat, nu l-am văzut să facă scandal. Nu am stat cu ei în casă zi de zi, noapte de noapte să văd. S-a descurcat cum a putut, a muncit pe unde a putut, cum a putut. Eu nu am cunoștință decât că vreau pe ea să o, nu știu cum să vă spun,
Eu nu sunt de acord cu ce a făcut ea. A suferit, într-adevăr, cum zice ea că a suferit. Dar o mamă, să lași un copil de un an jumate, nu mai zic și pe alții care e așa, acum are 2 ani copilașul, să lași un copil la un an și să pleci cu cumnate tu, eu nu cred că fata asta a judecat în momentul ăla. Sau dar, chiar dacă a doamna suferit. Mariana, dacă ar fi să o întrebați ceva, ce ați întrebat-o e la telefon, Roxana. Da, și întreba-o de ce și-a lăsat copiii. O mamă, care e mamă, nu-și lasă copiii indiferent ce s-ar întâmpla. Roxana, cum îi răspunzi, doamne? Dar nu cunosc Mariana, nu știu care Mariana, nu cunosc Mariana. Eu vecină și te-a cunoscut în... Bine, mă cunoști destul de bine, Roxana. Aduce aminte bine, măcar vocea, nu vreau să spun mai multe. Mă cunoști destul de bine, mi-era milă de tine. Ce ai făcut tu e ceva inexplicabil, nu poți să accept să-ți lași tu copiii să pleci cu cumnata. Mi-am dat seama cine e, dar tu știi câte bătaie am luat eu și știi cât am suferit eu și știi cât am făcut eu pentru casa aia. Și de ce nu ți-ai luat copiii să pleci cu altcineva, de ce cu cumnata tu, fată? Tu poți să te numești pe mamă zile, ca o femeie? 15 ani de zile! O femeie Roxana. Nu se curcă cu cumnatul în primul rând! Roxana! Departe de noi acum să începem noi să o facem pe moraliști și să te punem pe tine la zid, că nimeni nu a fost în locul tău. Ce vreau eu să-ți spun este așa. În primul rând, dacă ai dus o viață grea cu băiatul ăsta și a fost agresiv cu tine, te-a amenințat, te-a slugărit, mă rog, nu mai zic că erai o copilă când ai născut, trebuia să pleci acolo unde știai că e liniște pentru tine și pentru copii, la mama ta, la tatăl tău, la vecini, la unde ai dus copiii când ai plecat, da? În primul rând, trebuia să suni la autorități, să cere ajutorul poliției, al DGSPC-ului, al celor care trebuiau să te protejeze ca mamă cu 3 copii atât de mici în astfel de situații. Doi, Roxana, să o spună o femeie bătrână cum ar veni, da? Dragostea se stinge. Pasiunea asta pe care o trăiți voi acum tu și cu cumnatul tău în Spania de 7 luni, sper acolo el să nu te prostitueze, să nu te exploateze. Eu sper din suflet că tu la 23 de ani ești tânăr, adică ești numai bună, cum ar veni, știi? Să nu te pună să faci și mai rele decât ai făcut până acum. Iar dacă nu o să aveți de niciunele, o să înceapă scandalul. Problema este că acești copii, dacă tu ai plecat de lângă ei, nu știu dacă te vor ierta vreodată și vor crește ei la rândul lor niște copii traumatizați, niște copii abandonați, niște copii fără mamă care a fugit cu unchiul. Adică gândește-te un pic la modelele astea. Ai să vrei să te întorci la ei și nu o să te mai primească. Iar dacă tatăl lor îi alienează parental și spune mătă-i așa, mătă-i pe dincolo, mătă-i așa, eu înțeleg că el asta face. Dar tu înțelegi un pic ce trăiește el acum? Eu nu-i caut lui, Doamne ferește, scuze. Mm-hmm. Dar pune-te un pic în situația unui om căruia i-a plecat nevasta cu frasul. Exact. Dar știe pentru ce am plecat și știi câtă bătaie am. Pentru ce ai plecat? Poți să ne zici? Mă rog. Știi câtă bătaie am. Pentru bătaie nu se pleacă cu... Nu, deci la bătaie nu se pleacă cu fratele soțului. Nu se pleacă niciodată. Nu se face copii cu fratele soțului. În primul rând, dacă ești religioasă, creștină, Dumnezeu, Doamne ferește, să nu... Așa se întâmplă. Să nu, Doamne ferește, să se întâmple și să te lovească prin copii. Pentru că acești copii făcuți... Tocmai spunea că a avut o sarcină extrauterină. Exact. Acești copii făcuți cu 2 frați. De multe ori nu ies niște copii. De multe ori nu ies niște copii sănătoși. Sunt acolo. Spune Biblia. Spun și oamenii de știință. Mie, Doamne ferește, să nu fii pedepsit altfel. Eu ți-o spun ca o creștină așa, nepracticantă. Un creștin ca tot creștinul. Tu gândește-te că ești prea tânără pentru niște păcate atât de mari. Doamna Mirela, eu am îndurat prea mult, cum zice, nu cu am 15 ani de zile, am 8 ani de zile. Am înțeles, îți destui că ai 23 de ani de toți. Roxana, ascultă-mă puțin, Roxana, dacă tu spui că ai suferit atât așa, da, te cred, nu am de unde să știu că n-am stat în casă cu voi. Dar știi că există și case de ajutorare pentru mame cu copii? Asta i-am zis. Sunt adăposturi pentru mame cu copii, sunt adăposturi sociale, sunt case. Numărul pe ecran în fiecare zi. Numărul victimelor violențelor domestice. Adică nu e sanuție să pleci cu frate. Dacă sună la acel număr, tel verde, primesc ajutor. Îți găteai și un loc de muncă, că există și crești, există, te ajuta statul
luai muncă, munceai mămică și nu mai suferei. Tu repet, tare mi este, Roxana, să nu te prostitueze actualul iubit, să nu ajungi mai rău decât credeai că ești cu actualul soț. Repet, niciodată nu e de stat într-o familie cu violență, cu amenințări, cu agresiune. Plecați, dar luați-vă copiii și cereți ajutorul asta autorităților. Este, doamna Mirela, problema este acum, Roxana, că o să te lovească viața din plin, Doamne ferește să nu se întâmple așa. Pentru că dacă acest bărbat, voi nu o să aveți din ce trăi, da? O să înceapă tot pe tine să tragă și să te pună la muncă, știi tu cum, lucrurile nu o să fie bine. Îți pierzi și copiii, îți pierzi și demnitatea, îți pierzi și viitorul, îți pierzi tot. Și dragostea, să știi că pasiunea asta, flacăra asta se stinge. Când o să se stingă și o să nu o să vă aveți pe ce să mai puneți mâna, o să înceapă iar scandaluri, bătăi. Treaba ta. Noi te învățăm de bine. Pe Cristian Gheorghe, că am vrut să mă duc în România și l-a amenințat. Eu sunt de acord cu tine. Faci plângere la poliție pentru amenințare cu moartea. Încearcă să iei ordin de protecție. Încearcă să iei legătura cu copiii tăi. Fii în viața copiilor tăi, pentru că altfel el poate să ceară decăderea drepturilor părintești și pe cazul ăsta imoral, că ai fugit cu fratele lui, că ai abandonat copiii prin sat pe la nu știu ce prietenă, că ai plecat din țară și tu poți să pierzi copiii definitiv. Este păcat. În primul rând, aceste suflete nevinovate care vor crește cu un astfel de model. Care vor crește cu sentimentul respingerii pentru totdeauna. Și atunci ce ai făcut? Nu interesează. Deci este momentul în care contează doar ea. Da, dar Roxana, dar ce țintă ai tu? Domnul Duță, din păcate nu mai avem timp.